Vă salut, dragi prieteni și abonați ai canalului nostru YouTube. Vă spun bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine și astăzi. Suntem la rândul nostru alături de voi și așteptăm cu plăcere sugestiile voastre. În ceea ce privește criticile tendențioase, care mai sunt, dar sunt puține, eu vă spun că nu mă interesează. Iar acum, haideți să vedem cum a desenat Vaticanul frontierele României. În 26 noiembrie 1853, exact acum 165 de ani, avea loc prima recunoaștere internațională a existenței națiunii române. Ea venea cu 6 ani înainte de unirea lui Alexandru Ioan Cuza, în condițiile în care marile puteri considerau că principatele Moldovei și Valahiei sunt doar niște provincii privilegiate ale Imperiului Otoman. Basarabia fusese ocupată de Rusia, iar Bucovina, Transilvania, Maramureșul, Crișana și Banatul făceau parte din Imperiul Austriac. Recunoașterea națiunii române a fost făcută de către Vatican, într-un document care a avut o importanță decisivă în conturarea frontierelor României de azi. Pe 26 noiembrie 1853, cum spuneam, Papa de la Roma emitea o serie de acte de o importanță fundamentală pentru români. Este vorba despre bule papale, prin care era restabilită autonomia bisericească deplină a Bisericii Române Unite cu Roma, greco-catolică. Până atunci, cele două eparhii române greco-catolice depindeau de mitropolitul catolic de la Esztergom din Ungaria. Însă, acum 165 de ani, Vaticanul decidea restabilirea mitropoliei greco-catolice, care depindea direct de Sfântul Scaun. Mitropolia era compusă din vechea eparhie de Alba Iulia și Făgăraș, ridicată de acum înainte la rangul de arhiepiscopie, cu sediul la Făgăraș, din Episcopia Greco-Catolică de Oradea, precum și din două noi episcopii înființate atunci, cea de Gherla și cea de Lugoj. Documentele papale sunt importante pentru că ele trasau și granițele de vest ale Mitropoliei Greco-Catolice. Aceste granițe coincid aproape perfect cu cele stabilite la finalul Primului Război Mondial și restabilite la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. Practic, decizia Vaticanului din 1853 a contat decisiv în faptul că în cadrul conferinței de pace după Primul Război Mondial, marile puteri au decis să atribuie României orașe precum Oradea, Satu Mare și Arad. Însă, documentele papale mai sunt importante și dintr-un alt motiv. Pentru prima oară, un lider mondial, Papa Pius al IX-lea, recunoștea existența națiunii române, pe care o numea ca atare, nu plebs sau nasio valahica, așa cum era denumită în documentele internaționale de până atunci. În epocă, existența unei națiuni române era încă subiect de controversă, pentru că românii trăiau sub dominația a trei imperii, cel otoman, cel rus și cel austriac, iar unii încercau să promoveze ideea că moldovenii, de exemplu, ar fi o națiune diferită de cea românească. Acest tip de discurs este încă promovat în unele medii, cu referire la românii din Basarabia, cei din Valea Timocului sau cei din comunitățile de aromâni, meglenoromâni sau istroromâni. Restabilirea autonomiei Bisericii Unite a Românilor Ardeleni a fost o modalitate prin care împăratul Franz Iosef a răsplătit loialitatea românilor în timpul Revoluției de la 1848. La 11 ani după restabilirea Mitropoliei Greco-Catolice din Transilvania, era restabilită și Mitropolia Ortodoxă, iar românii erau scoși de sub dependența față de Patriarhia Sârbească de la Karlovitz.
Papa Pius al IX-lea, cel care a recunoscut pentru prima dată națiunea română, născut Giovanni Maria Mastai Ferretti, în 13 mai 1792 în Sengalia, Italia, decedat la 7 februarie 1878 la Roma, a fost cel de-al 255-lea papă timp de 31 de ani, din 16 iunie 1846 până la moartea sa. Este cel mai prelungit pontificat din istoria Bisericii. A convocat Conciliul Vatican I în 1869, care a declarat dogma infailibilității papale. Papa Pius al IX-lea a definit și conceptul neprihănitei zămisliri a Fecioarei Maria, care înseamnă că Maria a fost concepută în afara păcatului primordial. A fost beatificat, adică declarat fericit. Din punct de vedere politic, pontificatul a coincis cu mișcări revoluționare în Italia și în toată Europa. Inițial, Papa Pius al IX-lea a fost un liberal, eliberând deținuții politici închiși de predecesorii săi și a propus Romei un cadru constituțional de guvernare. A devenit conservator după unele asasinate politice, acte teroriste și revoluții din Italia, Franța și Germania. A fost nevoit să părăsească Roma, iar în 1870 a pierdut statele papale în favoarea Italiei. El a renunțat la legea garantării din partea Italiei, care presupunea finanțarea Vaticanului și dependența politică. Politica bisericească față de alte țări, precum Rusia, Germania și Franța, nu a fost mereu reușită și consecventă, din cauza faptului că în aceste țări au intervenit reformele instituțiilor laice. A încheiat concordate cu Austro-Ungaria, Portugalia, Spania, Ecuador, Venezuela, Honduras, Salvador și Haiti. Anumiți savanți catolici contemporani sunt de acord că Papa Pius al IX-lea a fost iubit și venerat, dar a fost și detestat de forțele necatolice ale timpului, fapt care a dus la persecutarea catolicilor în unele țări după anul 1848. Apelul său despre obolul Sfântului Petru, care chema la susținerea financiară a Sfântului Scaun, după ce a devenit prizonierul Vaticanului, a fost suficient pentru a menține papalitatea pentru decenii. Așa cum spuneam, recunoașterea pentru prima dată a națiunii române a fost făcută de Sfântul Scaun, prin bula papală semnată de Papa Pius al IX-lea, care a avut o importanță decisivă în conturarea frontierelor României de azi. Statul Vatican a luat ființă în secolul al VIII-lea. Stăpânirea sa cuprindea, desigur, Roma, dar și fostele teritorii ale Imperiului Bizantin din centrul Italiei. Puterea temporală a papei s-a întins vreme de un mileniu. Statul papal a fost desființat de către Napoleon și restaurat de Congresul de la Viena, în 1815. Însă, cu excepția Romei, teritoriul său nu se mai afla sub jurisdicția papei. Chiar Roma este ocupată în 1871 de către trupele noului stat italian și reapare ca stat suveran abia în 1929, prin tratatul de la Lateran. Vatican este cel mai mic stat din lume, având o suprafață de 0,44 de kilometri pătrați, adică 44 de hectare, și o populație de 839 de locuitori. Teritoriul său cuprinde Bazilica San Pietro, piața, palatee și grădini, 13 edificii în Roma și Castel Gandolfo, reședința de vara papilor. Importanța mondială a micului stat nu este însă dată de dimensiunile reduse ale teritoriului său și nici măcar de valoarea bunurilor pe care le adăpostește,
estimată la 3-4 miliarde de dolari. Importanța Vaticanului rezidă în capitalul spiritual pe care îl protejează și care protejează milioane și milioane de oameni. Puterea spirituală a papalității, influența sa, depășesc granițele lumii catolice și chiar creștine. Câte divizii are papa? Se întreba Stalin, fără să-și dea seama că puterea credinței, exemplul credinței, sunt mai importante decât armele și armatele. Aveau să se convingă urmașii săi la sfârșitul secolului 20, când, în pontificatul lui Ioan Paul al II-lea, puterea cuvântului a contribuit în mare măsură la prăbușirea cortinei de fier. Vizita istorică pe care sanctitatea sa, Papa Ioan Paul al II-lea, a făcut-o în țara noastră, prima într-o țară majoritar ortodoxă, a întărit cu siguranță relațiile dintre România și Vatican, precum și dintre cele două culte creștine, întărind încă o dată suveranitatea și independența României. Vaticanul pare că rămâne în continuare fascinant, confuz, dar și misterios. Voi continua să vă prezint câteva curiozități care învăluie marea cetate creștină. Roma și implicit Vaticanul folosesc moneda euro ca valută. Vaticanul aparține grupului format din 23 de state care folosesc euro. Moneda euro-Vatican este cea mai rară în circulația între țările europene, deci nu o cheltuiți. Valorează mult mai mult decât valoarea ei nominală. Vaticanul este singura țară din lume unde instrucțiile ATM sunt în limba latină. Cea mai intimă dintre tainele bisericii, spovedania, a intrat în era digitală. Vaticanul a aprobat o aplicație pentru tablete și telefoane iPhone menită să-i ajute pe catolicii practicanți să-și gestioneze mai bine păcatele. Fără să se substituie spovedaniei propriu-zise, aplicația îl ajută pe utilizator să știe mai bine ce este un păcat, cum și când l-a comis. În plus, ghidul de spovedanie îl ajută pe utilizator să-și facă un examen de conștiință creștină pe baza vârstei, sexului sau a statutului social. Aplicația pentru păcătoșii care se spovedesc poate fi descărcată contra sumei de 2 dolari. Este primul software de acest gen apărut după ce Papa a încurajat creștinii, în special tinerii, să folosească mijloacele erei digitale în credința lor. Vaticanul a lansat chiar și un canal propriu pe YouTube, ce va oferi clipuri video din activitatea Papei. Pentru moment, canalul are 7 limbi. În fiecare zi ar urma să apară câte unul sau două clipuri la adresa youtube.com/vatican. Într-o alegere nu tocmai inspirată, clipurile video oferite de Vatican nu pot fi inserate în paginile altor site-uri. Conform preotului Federico Lombardi, director al biroului de presă al Vaticanului, Sfântul Părinte este primul care sprijină această inițiativă. După aproape 900 de ani de mister, penitenciarul apostolic, cel mai vechi departament al Sfântului Scaun, a dezvăluit cu ce se ocupă. Cea mai secretă instanță a Vaticanului, penitenciarul apostolic, a dezvăluit recent felul în care Biserica Catolică tratează cele mai grave păcate mărturisite în confesionale. Potrivit cotidianului britanic The Daily Telegraph, Tribunalul Conștiinței, cum este supranumită instanța, a fost învăluit în mister încă de la înființare de către Papa Alexandru al III-lea în 1179, iar până acum nu a furnizat niciodată detalii despre cazurile pe care le analizează. Acestea sunt atât de odioase încât doar Papa îi poate ierta eventual pe păcătoși. Vaticanul a trecut în era ecologistă, activând panourile solare care au fost montate pe mai multe clădiri din stat.
autoritățile locale instalează panouri care generează 20% din energia electrică necesară Vaticanului până în 2020, informează Reuters. Acoperișul uriaș al Nervi Hall, unde se țin majoritatea slujbelor religioase, a fost acoperit cu 2400 de panouri solare. Noua construcție nu afectează arhitectura clădirii, panourile fiind aproape invizibile pentru ochii privitorilor. Sistemul va genera energie și pentru clădirile din jur, producând 300 de kW pe oră. Aparatura va reduce emisiile de dioxid de carbon din atmosferă cu 225 de tone. Vaticanul va reuși să economisească prin acest sistem de panouri solare 80 de tone de petrol anual. Pe lângă efectele benefice pentru mediul înconjurător, Vaticanul va beneficia și de mai multă independență față de Italia, producându-și o parte din energia electrică necesară. Exorcistul șef al Vaticanului i-a mulțumit papei Benedict al XVI-lea pentru că a deschis calea exorcismelor, nu doar pentru cei posedați de diavol, ci și pentru cei chinuiți de el. La 21 iunie 1505, un document semnat de papa Iulian al II-lea solicita ca 200 de halebardieri mercenari elvețieni să servească sub drapelul statelor pontificale. Legenda spune că uniforma le-a fost creată de însuși Michelangelo. De altfel, acești halebardieri elvețieni sunt tratați într-un capitol al istoriei mercenariatului, iar gărzii elvețiene pontificale i s-au alocat pagini speciale. Corpul ei propriu-zis a fost constituit oficial la 22 ianuarie 1506, cu un nucleu de 150 de soldați, încă de atunci elvețienii fiind considerați deosebit de fideli și curajoși. Cele 110 gărzi elvețiene de azi sunt comandate de un colonel, iar șeful lui suprem este papa. Condițiile pentru a intra în rândul acestora sunt aceleași de secole. Să fie elvețian, celibatar, vârsta între 19 și 30 de ani, să aibă cel puțin 1 metru și 74 de centimetri înălțime, să fie romano-catolic, cu o reputație ireproșabilă și stagiul militar satisfăcut. Până astăzi nu s-au recrutat femei. Halebardierii sunt angajați prin contract cu durată minimă de 2 ani, ei devenind cetățeni ai Vaticanului, titlu ce li se retrage când demisionează. Au un salariu lunar net de 1200 de euro, dar nu plătesc locuința, nici impozite și dispun de magazine duty-free. Nu au voie să doarmă în afara Vaticanului. Unul din cinci își reînnoiește contractul, iar în ultimii ani elvețienii manifestă o mare lipsă de interes pentru acest corp. Zilnic, dacă nu se ocupă de protecția imediată a papei, cei 110 halebardieri fac inspecții, marșuri și exerciții de tir. Pentru a garanta siguranța și integritatea suveranului pontif, s-au specializat în arte marțiale, pot recurge la bombe speciale cu piper și, în ultimă instanță, la pistoale ori puști de asalt. Când sunt gărzi de onoare, au o îmbrăcăminte specială, ce include halebarda sau spada. În fiecare an, la 6 mai, ei prestează jurământul în amintirea zilei de 6 mai 1527, când 147 de membri ai gărzii elvețiene au fost uciși în lupta pentru apărarea papei Clement al VII-lea. Atunci, Carol V-ul s-a încoronat împărat al Sfântului Imperiu Romano-Germanic, împotriva voinței suveranului pontif. În timpul vacanței scaunului papal, cardinalul Camerlengo, fostul secretar de stat și fostul președinte al Comisiei Pontificale, formează o comisie care duce la împlinire câteva funcții ale șefului statului, în timp ce o altă comisie, formată din Camerlengo și trei cardinali, unul ales prin vot la fiecare 3 zile din fiecare ordin al cardinalilor, îndeplinesc alte funcții ale șefului statului. Toate deciziile luate de aceste comisii trebuie aprobate de Colegiul Cardinalilor.
Odată ce un cardinal devine papă, el este liderul Bisericii Catolice și reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ pentru tot restul vieții sale. Ca și în cazul Curții Supreme de Justiție, el poate demisiona înainte de moartea sa, asta fiind puțin probabil. Un cardinal poate prelua responsabilitățile papei în calitate de șef de stat al Vaticanului. Închei această succintă prezentare citând cuvintele suveranului pontif: Dumnezeu nu încetează niciodată să ne ierte, niciodată, dar noi, uneori, încetăm să cerem iertare. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și, ca de obicei, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Aștept cu interes părerile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Contează părerile voastre pentru noi și argumentele de bun simț, de asemenea. Și nu uitați, puteți să ne scrieți la adresa teoriiincredibileoffice@gmail.com, așa cum apare ea scrisă pe ecran. Puteți să ne povestiți întâmplări misterioase sau incredibile. Dacă dețineți un material, creația voastră, de asemenea, un material unic, dar și interesant, și care se pliază pe genul de materiale publicate de noi, puteți să ne-l trimiteți la această adresă. Îl vom concretiza într-un documentar cu specificația că voi sunteți autorii, bineînțeles. Încă o dată vă mulțumesc. Pe curând!